Celor proști, oricărui om cu care mă întâlnesc, sunt dator. Un om bogat, dacă are, e din belșug, și lângă el moare unul de foame, și dacă el îi dă ceva, să nu e un act de generozitate. Asta e o datorie. Am auzit cu atâta bucurie acum de frații pe care și eu cunosc, frați Amish menoniți, de pe acolo, de prin Pennsylvania și Ohio, care dăruiesc timpul lor și din puținul pe care îl au pentru români pe care nu i-au văzut. Știți cine dă cel mai mult pentru români? În proporție cu venitul lor. Știți cine? Negri din Africa de Sud. Eu am fost acolo, am fost la adunări. Venitul mediu al unui negru pe lună este $60 pe lună. Din $60 pe lună dau către 6-7 copii, cum e la negri acolo, poate și mai mult. Și din asta dau 20. Ca să aibă frații din România o Biblie. Ca să aibă frații din România o bucată de pâine. Din $60 pe lună. E cumva, sunt datorii. Eu am $60, $60 e ceva, alții nu. Și am auzit că acolo să se la coadă pentru pâine, să se la coadă pentru lapte și degeaba să se la coadă, că la urmă nu capiți toate astea. Și ești rup. Dacă am, eu sunt dator față de cel care n-am. Dar dacă eu nu am $60 sau $6,000, dacă eu am cetate de aur, dacă eu am viață veșnică, am un rai a cărui frumusețe și bogăție nici nu se poate descrie. Deodată, în celule subterane de închisoare. Pereții erau jilav. Dacă ți atârnai cămașa pe perete, dimineața o găseai udă, de parcă era spălat. Era foame, era chin, în fine, cum iese la închisoare. Și din când în când, un înger bun trăgea vălul subțire care îi desparte de cer. Și aveam o priveliște a cerului în închisoare. Era așa o bucurie. Că dacă nu am fi cântat, dacă n-am fi săltat de bucurie, inima n-aș fi putut rezista. Așa e frumusețea cerului și noi îl avem. Și avem și cheia. Știm cum să facem ca un altul să intre în această împărăție frumoasă. Îngerul lui Iisus, care șterge orice păcat, oricărui om, orice ce ar fi făcut, oricât ar fi făcut, totul este șters. O, mamă bună, cerul, își pune mâna peste el. Ce a fost? Gata, copilașul meu, ce a fost, a fost. Ai plâns? Acum totul este bun? Ești primit ca un copil al lui Dumnezeu și vei fi în veci fericit? Și dacă eu am avut datoria aceasta, noi suntem datori fiecărui om. Și dacă nu mi-am plătit datoria, eu sunt un om necinstit? Fiindcă un om cinstit își plătește datoria. Și așa de recunoscători sunt oamenii când îți plătești datoria. Unii s-au milostivit de sufletul meu, dar acolo, în întunericul celulelor, noi ne aminteam, dar câți au trecut pe lângă noi și nu ne-am făcut datorie față de ei. În primul rând, Los Angelesul e plin de români, cărora le puteți vorbi. Mă întâlniți cu neromân. Rugați comitetul bisericii voastre să cumpere niște tractate, puteți să aveți tractate în englezește, să le aveți în buzunar sau în portofel, o să le dați la un englez. Și un om poate să ajungă la viață veșnică. Suntem datori, nu ne-am împlinit datoria. Și am fi putut să facem pe un om atât de fericit. Țin minte că primii ani eram ținut fiecare singur într-o celulă. Singur. Nu vedeam niciodată pe niciun om în afară de gardianul care nu vedeam unul. Și țineam minte că suntem datori. Dator. Eu sunt dator să comunic altor suflete despre împărăția lui Dumnezeu, dar nu era niciun suflet. Eram singur în celul. Întrebam pe Dumnezeu, Doamne, cum să fac? Și Dumnezeu dă un răspuns pe care noi, numai cu foarte greu, îl primim, dar care e răspunsul cel mai normal din partea lui. El l-am întrebat. Eu trebuie să aduc sufletele la Dumnezeu, dar eu sunt singur, cum să fac? Și Dumnezeu mi-a răspuns, ți-am dat o minte, gândește singur, descoperă. Și noi de multe ori întrebăm pe Dumnezeu ce să fac. Și El răspunde, păi creier, de ce ai? Nu ți-am dat creier, gândește. Și ne-am gândit cam cum se poate face. Mă mi-a povestit odată, îmi pare, am descoperit, există codul Morse. Ați auzit de codul Morse, telegrame să dau prin codul Morse. Și așa mai
departe nu o să vă învăț tot alfabetul, așa. Dar există un asemenea alfabet și un deținut îl învață de la celălalt și prin alfabetul ăsta ciocăneam prin perete la cei din prejur. Erau hoți, erau criminali, erau ucigași, erau... Ce este într-un închisoare? Erau și deținuți politici care au zis ceva contra guvernului sau ceva. Ia băgură. Și am multe lume. Și mereu se schimba, scotea pe unul în celulă, băga pe altul în celulă. Și noi în felul acesta le vorbeam altora despre Hristos. Plăteam o datorie! Apostolul Pavel îi amintește lui Filimon, ai o datorie, plătește datorie, ce fel de om cinstit? E un excroc cine datoriază și nu dă. Hai că s-a întâmplat ceva deosebit, poți să te spui la omul ăla. Dar în mod normal, ai o datorie, plătești. Sunt unii care se supără când îi amintești că ai o datorie. Am avut și experiențe de asta. Dar în mod obișnuit, un om cinstit își plătește datoria. Și atunci, acolo, toți și-au plătit datoria. Și la un moment dat, anii au trecut, acum eram în celule comune, celule mari. Și într-o zi, gardienii aduc un alt deținut. De la început, primele lui cuvinte, aleluia, slăvit să fie Domnul. Și eu tare bucuros, am un frate lângă mine, l-am îmbrățișat și l-am întrebat, de când sunteți credincios? Și hei, slăvit să fie Domnul, de 8 ani. Zic, și cum s-a întâmplat? Deci eu am fost arestat că am vorbit contra guvernului, că nu știu ce. Și m-a băgat într-o celulă singur. Eram un om fără Dumnezeu, fără Hristos, fără... nu știam despre lucrul ăsta. Și eram așa de trist, așa de disperat. Din o celulă de alături, unul a bătut în perete, în alfabetul ăsta morse, numele lui n-am putut să-l prind, care un nume așa încurcat. Și n-am putut să prind numele lui. Și el mi-a spus despre Hristos. Mi-a spus de un fiu de Dumnezeu. Auzi, ce mi-a spus? Cu un fiu de Dumnezeu. Păi cine o avea mai bine decât el? El într-un cer, împrejurul lui numai purpură, numai aur, numai înger, cântau, ce îi mai trebuia? Îi mai trebuia ceva. Ce, dar poate e un pușcăriaș care nu știe de mine și în suferință. Păi, cine știe ce a făcut el în lume? Cine știe ce nenorocit e sufletul lui? Eu trebuie să mă duc să mă jertfesc pentru el pe cruce. Și mi-a povestit așa, cu bătăi în perete. Cum s-a născut într-un graș, cum a trăit o întreagă viață în opresiune, în necază, în sărăcie, cum la urmă și-a întins brațele pe cruce, cum a văzut pe mama lui plângând la piciorul cruce. Ce l-a fi durut pe Iisus? De mama lui. Azi dimineața mă gândeam, o femeie cananiancă a venit la Iisus plângând pentru copilul ei. Câte mame plâng pentru copilul ei. Câte mame plâng pentru copiii lor. Iisus va fi gândit și la propriul lui mamă. Femeia asta s-a rugat copilul ei să fie izbăvit de un demon. Iisus a izbăvit-o și mama lui s-a rugat. Probabil mama lui s-a rugat, nu lăsa ca fiul meu să fie răstignit. Dar rugăciunea ei nu s-a împlinit, că dacă el nu se răstignea, nu se mântuia nici mama lui, nici omenirea toată. Și prin perete mi s-a povestit despre cerul, Ierusalimul Ceresc, care e mama noastră. Mi s-a povestit despre Iisus, m-am pocăit. Și acum sunt cel mai fericit om din lume. Și l-am întrebat, în ce celulă ai fost? El mi-a răspuns, în celula numărul 12. Atunci l-am îmbrățișat mai bine. Cam știu cine a fost în celula 11, 8 ani înainte. Lucrează. Poți să duci un om nenorocit. Poți să-l aduci la o fericire prin cuvântul pe care îl spui. Ești dator cuvântul acesta. De ce nu-l spui? Păi că e programul de la televiziune interesant. Vreau și cine a inventat televiziunea? Un pocăit a inventat. Un pocăit cineva i-a deschis mintea. Și a avut o minte liberă. Dar a inventat televiziunea nu ca să se arate toate prostiile, ci ca prin televiziune să se vestească cuvântul lui Dumnezeu. Suntem datori. Și să plătim datoria noastră. Auziți mereu în biserica aceasta. Că Dumnezeu ne-a chemat să fim pescari de oameni. Cât ați pescuit săptămâna trecută? Și fel de pescar care trece săptămână după săptămână, în fiecare săptămână odată, eu sunt pescar, că eu în fiecare săptămână aud o predică că trebuie să pescuiesc. Este pescar? Pescar nu este unul care ia cursuri de pescuire, ci unul care aruncă undița sau unde rețeaua
ca să prindă pești. Și suntem datori și nu plătim datoria noastră. Suntem datori atâtor înaintași în credință. Câte lucruri frumoase am învățat de la înaintași în credință. Spunea fratele că puțin sunt cei care citesc cărțile. Pe citiți, veți avea așa profit pentru sufletele voastre. Țin minte când mi-a fost tare, tare greu în viață. Mie în viață mi-a fost de multe ori tare greu. Din frage de copilărie eu am cunoscut suferința. Suferința mi-a fost prietenă, credincioasă, toată viața. Și mi-este credincioasă și acum. Niciodată nu m-a părăsit. Asta e adevărat prietenă suferință. Și în suferință mi-am dat seama lucrul acesta. Cât de mult pot învăța de la alții care au suferit înaintea mea. Țin minte că cu ani de zile înainte citisem despre Teresa de Lisieux, o renumită credincioasă franceză, o prietenă care tot avea obiceiul să plângă, uite, așa mi s-a întâmplat, uite, aia ce mi-a făcut și aia ce mi-a zis. Și Teresa i-a răspuns, nu te mai plânge, ai obiceiul să mergi din om în om și să-i spui necazurile tale. Lasă, nu mai necăji pe oameni, are fiecare necazul lui, nu-i mai spune necazul tău. Sora asta a spus, dreptate, nu m-am gândit la lucrul acesta. De acum înainte îmi voi spune necazurile numai lui Iisus. Și Teresa a spus, lui Iisus, mai puțin decât oricui altul, nu s-a necăjit destul. N-a suferit el pe cruce. Lui trebuie să-i arăți un zâmbet, să vadă că n-a suferit degeaba. Uite, a făcut un suflet să fie bucuros. Lasă, poartă-ți tu povara ta și adu zâmbetul cerului. Și frați și surori, în grele necazuri, privind la astfel înaintași, când era mai greu, își aduceau minte, pe și ăla că e necăjit, nu-i nevoie să-i spune cazul meu. Eu dacă pot să-i spun celuilalt bucuria mea, să-i aduc zâmbetul meu. Noi suntem datori la lucrul acesta. Avem acum, v-am mai spus, mi se pare să vă mai spun, sunt în clipa aceasta 10.000 de frați și de surori în închisoare pentru credința lor. 10.000. Sunt sigur că vă rugați pentru ei. 10.000. Cine nu se roagă pentru frații de închisoare, nu se roagă. Numai în Mozambic, o țară comunistă din Africa de Sud, sunt 12.000 de frați și surori în închisoare. În Etiopia sunt 8.000. Nimeni nu știe cât sunt în China. Din de un frate acolo, Chung Hu Chang, el este în închisoare de 40 de ani. Deci înseamnă 40 de ani de închisoare. Am avut în casă la mine, locuiește aici, acum aici în California, un frate chinez, care a fost în închisoare 26 de ani. 26 de ani. Are niște mâini ca niște copilași, că l-au ținut cu mâinile legate la spate luni de zile, l-au ținut cu mâinile legate la spate așa de strâns că nu curgea sânge prin mâinile acestea. El nu poate să-și închidă mâinile așa. Și nimeni nu știe cât sunt în Rusia, cât sunt în Cuba, cât sunt în Nicaragua, de altfel și în România. Fratele Vasile Opriș, un păstor pentecostal, e condamnat la 9 ani de închisoare. Poate vă gândiți să vă rugați și pentru el. Sunteți dator lucrul acesta să faci. Sunteți dator. Și avem în Rusia pe o soră, numele ei este Anna Cepcova. Ea nu e în închisoare, ea e în casă de nebuni. În Rusia mulți frați și surori au fost băgați în casă de nebuni. Au spus, dacă e pocăit înseamnă e nebun, dacă nu e nebun, deci să roage lui Dumnezeu. Mulți frați în casă de nebuni. Și Anna Cepcova a fost 9 ani în casă de nebuni. Și acum Gorbaciov cumva mai modifică politica. Și s-a spus lui Anna Cepcova, poți să fii liberă de aici. Mă închipui, ce înseamnă să fii liberă de acolo? Te ține în cămașă de forță. Știi ce înseamnă să fii în cămașă? Dacă aveți idee, ce e cămașă de forță, așa ești legată, nu poți să miști mâinile, de gâdile, nu poți să te scapi. Știi ce înseamnă să nu poți să te scapi? Îți scurge nasul, nu poți să ți-l ștergi. Atât e nevoie, trupul omenesc, ți se dă de mâncare. Dar nu ai mână liberă, trebuie să lingi. Îmi fac câini și prăzvii. Și acum îi se spune, poți să fii liberă. Ce nu? Și ce trebuie să facă să fii liberă? Nu nimic, toată, uite aici este scris, mă lapă de Iisus, nu știu, păi acolo semnătura, Anna Cepcova, din partea noastră poți și să nu te lapezi. Ce se întâmplă în inima dumitare, pe noi nu ne interesează, noi patalama la mână să avem că te-ai lepădat. Încolo Hristos, ce ți-ești în inimile? Ești în regulă cu Dumnezeu, nu mai ne scris și te liberezi. Și ea a zis, a gândit o clipă, și să știți că mi-ați făcut o propunere foarte bună. Cine nu vrea să scape de aici? Am o mamă bătrână, am o soț, sigur că vreau să mă duc. Sigur, vă semnez, imediat. Deci numai un singur lucru vă cer înainte de a semna. Deci, ce ne cere? O peniță? Ce ne cere?
De ce nu vă cer un singur lucru? Să-mi răspundeți la o întrebare. Ce-i folosești unui om să câștige întreaga lume dacă își pierde sufletul? A pus întrebarea aceasta și nu s-a liberat. Ce eroism! Avem asemenea frați, avem asemenea surori. Ce ne numim frați și surori, păi suntem datori cumva, poate nu suntem toți cine, nici eu nu sunt în înălțimea lui Ana Cercova. Dar cumva, ăsta este modelul, ăsta este standardul. Noi avem o credință în cineva care a murit pentru fidelitatea lui față de Dumnezeu, pentru mântuirea oamenilor și a dat sângele și în chinuri grozave la cruce și toată viața lui a fost o viață de chin gândindu-se la crucea care l-așteaptă. Noi știm că avem un asemenea mântuitor. Noi știm că în decurs a mii de ani, dar atâția mii și-au dat libertatea și viața și sănătatea și familia și totul ca să crească slava lui Dumnezeu. Și noi ne-am alăturat turmii acestea. Noi purtăm numele de creștini. Primii creștini îi aruncau înaintea leilor și înaintea tigrilor, la Roma, în palații. De atunci, pentru credința lor, și intrau în arena circului spunând, creștinul sunt, eu sunt un creștin. Și fețele lor străluceau de bucurie că se pot jertfi pentru Mântuitor. Păi suntem datori față de asemenea oameni. Că noi să urmăm pilele lor frumoase, să se vadă în noi ce Mântuitor avem. Suntem datori celor care se roagă pentru noi. Cât s-au rugat pentru mine? Cât s-au rugat pentru mine? Și știu că și unii și unele dintre dumneavoastră se roagă pentru mine. Dacă nu ar fi sufletele astea care se roagă pentru mine, de mult m-aș fi dus și eu și nevastă mea. Nu aș zice că numai din lumea asta m-aș fi dus, dar poate cine știe în ce păcate rugăciunea mă reține. Și să vă povestesc ce s-a întâmplat. Acum în Rusia, câțiva dintre frate și surorile care au fost închise, au fost liberate. Și povestește una Ratușinskaya, un altul Logorodnikov, fără să știe unul de celălalt. Le spunea, în scrisori le spun, eram într-o celulă, nu era în California, nu e nici măcar în România, și în Siberia, vă închipuiți frigul ăla grozav, cum tremurau de frig în celulele acelea. Și spune din când în când, înțeam că vine așa un val de căldură înspre noi. Erau rugăciuni, oameni care se rugau pentru noi. Înțeam rugăciunile într-un chip fizic și se linișteau sufletele noastre. Fiecare rugăciune a noastră ajunge la ei, dar și rugăciunile lor ajung la noi. Ei se roagă acolo pentru frații din America și pentru frații din România ne rugăm unii pentru alții. Eu nu știu dacă v-am mai povestit, dar dacă nu v-am povestit, dacă m-am povestit, au zis cea a doua oară, că e bine să știți. Ce înseamnă rugăciune? Când eram eu în celulă singuratică, eu în fiecare noapte țineam o predică. De văzut nu era nimeni, era Dumnezeu, era îngerii, nu era niciun om, dar eu începeam cu dragi frați și surori și terminăm cu amin. Era foarte bine, ceas pe perete nu era, ceas la mână n-aveam nimeni, puteam să țin predica oricât mergea și predicam în fiecare seară, începând cu dragi frați și terminând cu amin și memorizam predicile acelea. Le făceam rime scurte, ideile principale, că rime mai ușor să țin minte și am publicat o carte a apărut în engleză, în franceză, în alte limbi, Sermons in Solitary Confinement, predici în singurătate. Și când am publicat această carte, predicile care le-am ținut în închisoare subterană în România, primesc o scrisoare din Canada. Îmi scrie unul, eu sunt din părinți credincioși, dacă n-am fost tânăr, am luat-o și eu pe drumul strâmbii, am ajuns la închisoare. A furat ceva, nu știu. A ajuns la închisoare. Și în închisoare nu știu ce a făcut și l-au pedepsit să se ia singur într-o celulă. Și în celulă aia așa a adus aminte de mama, de tată, ce plânghiși, ce lucruri frumoase m-au învățat. Și a cotat iar pe... Nu putea găsi pe Dumnezeu, cota să se întoarcă, dar nu știa cum, nu mai... Uitase tot. Și s-a rugat el atunci, Doamne, dacă există cumva în vreo altă închisoare, undeva în lume, tot unul singuratic, dacă știe drumul către tine, adu-mi gândurile lui. Și la un moment dat aud o voce lăuntrică, îmi spune, nu-l mai caută pe Dumnezeu, nu-i nevoie, Dumnezeu te caută pe tine. Dumnezeu te vrea cu El în cer mai mult decât vrei tu să fii în cer cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea să te ierte mai mult decât vrei să fii tu iertat. Stai numai liniștit.
Stai liniștit, uite-te în sus și vei primi harul lui Dumnezeu. Și așa am făcut. Și mi-a venit mântuirea și acum asta a fost o prostie din tinerețe, a trecut în păcat. Acum sunt liber, acum sunt de ani de zile membru al unei biserici, sunt căsătorit, sunt diacon. Și am intrat într-o pavălie și am văzut o carte pe care scria predici în singurătate. Pe când ești singur, la cine predici? Trebuie să fii nebun ca să predici în singurătate. Și am luat cartea și am văzut atunci când eu eram în celulă singuratică în Canada, exact în același timp dumneavoastră era într-o celulă singuratică în România, la mii de mile departare. Dumneata te rugai, Doamne, dacă este cumva un alt deținut singurat pe care nu te cunoaște, adu-i gândurile mele, e gândurile care le-ai spus dumneata, le-am auzit eu în Canada. Rugăciunea a ajuns la el și omul ăsta a ajuns pe altă cale. Și rugăciunile voastre pot să ajungă, puteți face atâta bine, atâta bine. Eu dacă trăiesc și dacă sunt și eu bruma de credincios care sunt, nu-i prin vreun efort al meu. Știu că e harul lui Dumnezeu, dar harul lui Dumnezeu tot e mânuit de către oameni, e fiindcă atâția se roagă pentru mine. La rândul meu și eu sunt dator, nici tu nu ești întâmplător credincios. Sunt oameni care se roagă și eu sunt dator, dator. Aveți listă de rugăciuni. O mintea iuitucă. O cea mai proastă cerneală e mai bună decât cea mai bună memorie. Cerneala e bună. Să ai o listă de rugăciuni? Eu am o listă mare. Toți cei care îmi cer să mă rog pentru ei sunt pe listă. Și de fiecare dată mă rog pentru toți până când lista mea e mare. Câteodată obosesc, câteodată sunt foarte obosit. Atunci seara sunt foarte obosit. Îi spun, Doamne, eu trebuie să mă culc acum. Citește tu lista, uite aici. Și-o citește el însuși. Citește el, dar este pe listă. Și legătura aceasta a rugăciunii putem dator oamenilor acestea. Suntem datori să urmăm exemplele cele frumoase ale altora. De curând, o soră, numai 5 minute. Nu vreau să vă țin prea mult. Numai 5 minute. Vă promit, va fi 5 minute. Nu vă promit că fiecare minută va fi 60 de secunde, dar va fi 5 minute. Era în China, sora Ning Chen. Acum e în America, sora. Au arestat în China pentru credința ei. I-a omorât singurul copil. Cine își poate închipui ce înseamnă pentru o mamă să aibă singurul copil și să-i omoare? E grozav. Coloanele au fost omorâți în China. Și copilul ei a fost omorât. Și a fost dus la închisoare cu mâinile legate la spate, așa aveau ei obicei, cu mâinile legate la spate. Și așa cu mâinile legate la spate a fost ținută luni de zile. Nu se dezlegau mâinile. Vă închipuiți și voi. Ce face un corp omenesc cu mâinile nedezlegate? Face ce face. Nu le face. Îi se dădea mâncare și povestește ea cum mânca cu mâinile legate la spate. Îi se punea pe masă o strachină cu orez, cu orez mănâncă ea, colunchină, o strachină cu orez, și ea cu spatele se apropia de masa aceea, cu mâinile legate la spate răsturna păcuria, să în fine, dacă strachina aia vă răsturna, cădea orezul pe masă și apoi ea îngenunchea în fața mesii, își băga gura în orez și așa mânca. Vă închipuiți, se viață de chin, se viață de chin. Și când ea a fost arestată, ea știa că mii de frați și surori au fost arestate înainte ei și știa în ce fel sunt tratați acolo. Spune ea, când mă scos din odaie și mergeam spre jeepul, spre autobuzul poliției, ca să fiu dus la închisoare, ca să fiu dus la așa viață, ea a mers recitând psalmul pe care mulți dintre voi îl știți pe din afară, de atâtea ori, poate l-a spus în adunare, poate așa, dar ea l-a spus în alte de împrejurări, psalmul 23. Domnul este păstorul meu, nu vă duce lipsă de nimic. Ce să nu-i nebunie? Cu mâinile legate la spate, copilul tău a fost omorât și tu mergi la ani de zile de asemenea chin și zici, nu vei duce lipsă de nimic, cum nu duci lipsă de nimic? Eu dacă n-am 50 de dolari care îmi trebuie, duc lipsă de acest 50 de dolari, nu? De 5 dolari dacă duc lipsă. Duc lipsă de să fie bine la picior, am o bubă la picior care mă doare, duc lipsă. Și ea spune, nu duc lipsă de nimic, dar mai lucrul ăsta spunea, dar e adevărat lucrul ăsta că nu duce lipsă de nimic?
domnul ăsta vreau să vă închei, să vă spun, nu există nimeni dintre noi care are un eu. Iisus spune, cine vrea să vină după mine, să se lapede de ce? De sine, de eu, să se lapede. Pentru că eu-l ăsta e o iluzie, nimeni nu are un eu. Noi sunt toți, suntem niște ciorcini de eu. Nu e nimeni un om, fiecare suntem un ciorcine de oameni. Biblia spune că există omul de afară, omul dinăuntru, omul nou, omul vechi, om ascuns al inimii, iată pe 5 feluri de oameni. Și toți suntem în același om. Știți că se nasc câteodată frați sau surori siameze, doi copii cumva lipiți unul de celălalt, nu? Capetele lipite sau piepturile lipite și cu greu reușesc câteodată medicii să-i despartă pe toți acești. Și noi avem siameși lipiți. Trăiesc împreună 5 oameni. Trăiesc împreună în același om. E mir că este atâta ceartă în familie, că dacă el a iubit-o, ea l-a iubit, de ce nu trăiesc fericit împreună? Păi să vezi ce s-a întâmplat. Ea l-a iubit pe Gheorghe, s-a căsătorit cu Gheorghe și Gheorghe a iubit-o pe mâna, foarte bine, ăștia doi o să trăiască bine. Dar ea s-a căsătorit cu Gheorghe la nou. Și când după 3 săptămâni de la căsătorie, vede că este și un Gheorghe vechi. Iar ea nu știa că s-a căsătorit și cu Gheorghe vechi. Și n-a știut că este și o mioară veche. El a luat pe Gheorghe, nu, că e chipeș, că și-a fost frumos. El a luat pe Iliana Costandiana. Așa este omul din afară. Dar există și un om dinăuntru care e altfel. Și există omul care se arată celuilalt și omul ascuns pe care fiecare îl are. Există, într-adevăr, tezaurul în inima omenească. Ultima comoară, omul cel ascuns al inimii. Omul cel ascuns al inimii are cu totul alte gânduri decât omul cel din afară. Omul cel din afară vrea să trăiască bine, să mănânce, să fie îmbrăcat, să aibă un amuzament, să meargă bine lume. Omul cel ascuns al inimii are o dorință. Vreau să fiu asemănător cu Iisus. Să lăsați și voi să trăiască în voi omul acesta ascuns. Duhul care este în voi, Hristos care trăiește în voi, nădejdea slavii. Și el caută drumul crucii și a putut să meargă cu fața strălucitoare. Nu vă duce lipsă de nimic. El pe mine, pe omul ăsta ascuns. Pentru el e pășune verde, să fie bătut, să fie disprețuit. Pentru el asta e apă de odihnă când îl înjură, când țipă la el. Nu iau, vine ăștia cum să mă bată. Tot în planul lui Dumnezeu, pentru mine va fi mângâier. Eu însumi am visat două strofe dintr-o poezie. În viața mea am visat două strofe. Nu eu le-am făcut, le-am visat. Una am visat în închisoare și caut să mă țin de ea. Ascultați o strofă. Să nu vorbești decât de dânsul. Și zi și noapte să-l dezmierzi. Tot una fie țărânsul, plânsul. Eu caută una să nu-l pierzi. Asta am visat. Și de curând, acum în libertate, eu am visat. Aș vrea să-mi fie viața numai mere acre. O travă, orice mușcătura mea. Că atunci voi ști că orele-mi sunt toate sacre și că urmez în tocmai calea ta. Asta eu n-aș fi scris niciodată. Asta să știi dinăuntru de la omul ascuns al inimii care dorește crucea, premeze pe calea aceasta cruce. Avem frați de aceștia. Avem surori de aceștia, cum este Nencenș. Am cunoscut și în România asemenea frați și asemenea surori. Am cunoscut tuturor frați români care așa suferiau. Eu știam că suferă. Niciodată n-au spus un cuvânt de plângere. Eu de unul l-au dau pe Dumnezeu. Noi suntem datori să avem astfel de atitudine. Noi trebuie să aducem, de aia suntem copii ai lui Dumnezeu, ca să aducem pe pământul ăsta care este o vale a umbrii morții. În ea să aducem zâmbetul cerului. E atâta necaz, atâta înjurătură, atâta răutate, atâta plângere. De data apare unul, că fie el în suferință. El aduce zâmbetul cerului, el are ochii îndreptați înspre cetatea de sus și nimeni să te întâlnești cu el, chiar dacă nu-ți vorbește. Parcă e o mângâiere pentru suflet, el vine din altă sferă, acolo unde domnește Iisus împreună cu Sfinții Săi Îngeri. Frați și surori, a fi sfânt e o datorie. E datorie ca în fiecare zi să ne înaintăm pe calea aceasta a Sfințeniei. Să fim buni și iubitori și darnici și generoși și
falsi, tot ce vrei. Omenirea are nevoie de noi. Și să ne plătim această datorie. Dacă n-aș ști, e voi grăbit. Dacă n-aș ști că surorile rămânci fac așa bune mâncăruri și abia așteaptă să meargă să-și ospăteze pe soțul lor, și n-aș vrea să vă iau bucuria aceasta de duminică, aș mai vorbi. Dar să rămână lucrul acesta, să vă considerați ca niște datornici, față de cel care v-a cumpărat, nu cu aur și ardinți cu câțiva dolari, v-a cumpărat cu sânge, și înaintașii noștri în credință tot cu sânge ne-au cumpărat, și cu sacrificii, și cu atâtea pilde, numai în închisori s-au sacrificat, s-au sacrificat în căsnicii nefericiți, s-au sacrificat în atâtea feluri. Și viața noastră să reprezinte pentru cei din prejurul nostru un zâmbet al cerului. Eu știu că cerul e bun și iubitor, că m-am întâlnit cu sora asta, cu fratele ăsta. Nu se poate să te uiți la el și să nu-ți dai seama că cerul te iubește, că cerul te zâmbește, că te zâmbește. Și poate începeți cu asta astăzi. Nu mă îngăiați pe păr, pe mama voastră, dacă n-ați făcut pe tatăl vostru un cuvânt bun în prejurul vostru. Unui copil care s-a depărtat de voi, poate să fiți tare, tare bun. După pilda lui Isus. Dumnezeu să ne ajute pe noi toți. Dumnezeu să vă rugați și voi pentru mine și pentru familia mea, copilași. Rugați-vă pentru mine. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.